Boxul Gălățean a traversat o lungă perioadă de secetă, aceasta ar putea să se oprească pentru că au fost făcuți pași importanți în scopul revitalizării artei pugilatului. Primul eveniment și cel mai major, ca să o luăm cu început, a fost momentul când primăria a investit și ne-a cumpărat acea suprafață de luptă, ringul de box. Următorul pas a fost acela de rugămintea foștilor boxiori și a opiniei publice de a vedea arta pugilatului desfășurându-se iar în orașul nostru Galați. Cupa Dunării, Memorialul Vasile Lehăduș, va fi primul eveniment organizat în aer liber în Galați. Cadeții și juniorii din cele mai importante centre de box din România și Republica Moldova se vor înfrunta pe faleză. Cu ajutorul primăriei, pe contul zilelor orașului Galați al Dunării, se organizează pe 16-17 pe faleză o competiție în aer liber, care va fi liberă pentru toată lumea. Va fi în aer liber, un eveniment, zic eu, deosebit, cu invitați din țară, din străinătate, din Republica Moldova, din Republica Găgăuze, din enclava de acolo, din Republica Moldova. Avem invitați din Constanța, Ploiești, Brăila, care vin să participe și ne onorează la această competiție cu sportivi de valoare. Cu ocazia acestui eveniment vor fi premiate gloriile boxului gălățean. La această manifestare și-a anunțat participarea și campionul european al greilor în versiunea WBO, Cristian Hammer Ciocan.